Așa a plecat de la serviciu una dintre angajatele de la biroul audit. Femeia, aproape că a leșinat după o discuție mai aprinsă cu șefa instituției, pe care o acuză că zilnic o terorizează. Nu știu, nici nu știu ce să vă mai spun. De ce, mă? Bă, Gabi, cazi în picioare jos, mă. Deci am un copil de crescut, credeți-mă că nu mai pot. Mă duc acasă și stau numai în pat pentru că nu sunt lăsată să-mi desfășor activitatea de audit. Zilnic sunt supusă la unui interogatoriu de către doamna director. Acuzații la adresa directoarei au și alții angajați. Oamenii spun că nemulțumirile lor au ajuns până la conducerea centrală a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, dar fără rezultat până acum. Mie, în general, îmi spuneau, de exemplu, că pe colega mea nu o suportă și ar cam vrea să o dea afară, ca să vă spun sincer. Iar în privința mea, ulterior, a început cu tot felul de chestii, în sensul... Chiar până la a încercat să fac lucruri împotriva colegii mele. Mi s-a făcut rău, cum să nu, am ajuns de urgență, am mers să-mi cer o adeverință și mi-a arătat așa, s-a terminat programul meu. Directoarea acuzată a refuzat să stea de vorbă cu jurnaliștii și să-și spună punctul de vedere cu privire la situația creată în instituție.